Bine ați revenit, dragi prieteni, la mirobolantul drum spre prima divizie. Am ajuns, iată, în divizia 7 și avem aproape 8.000 de coins. Între timp am cumpărat două de astea de fitness și am dat lui Gomez și lui Cuadrado. Și trebuie să mai dăm niște contracte, că au rămas ai noștri fără. Îi dăm lui Asamoa, hai să-i dăm un ăsta de silver. Și mai rămâne fără Cuadrado și cu Hernanes. Acum aș putea să-mi fac o echipă de fitness, dar voi rămâne cu ăștia și o să investesc banii pentru jucători mai buni de seria și o să-i păstrez pe cei pe care voi schimba ca rezerve, dacă cumva se accidentează vreunul, cum e Parolo. Acum mai are un meci de stat pe bară, fiindcă s-a accidentat la genunchi, cred. Da. Parolo, care a jucat doar 8 meciuri, a dat 4 goluri, e fantastic Parolo ăsta. Niang, în 5 meciuri are 9 goluri, 3 asisturi și Gomez are 18 goluri în 13 meciuri și 13 asisturi. Deci Gomez e fabulos. Și e vremea să jucăm în divizia 7. Mamă, am ajuns în divizia 7. 14-1 avem și îmi trebuie 6 victorii și un egal pentru a lua titlul. Precizez că este joi la prânz și probabil va dura ceva până îmi va găsi un oponent. Cred că îmi caută de vreo 30 de secunde, ceva de genul ăsta. Încep să mă întreb dacă cumva n-am mâncat destulă brânză și de aia nu-mi găsește niciun adversar. Dar băi, nu știu. În sfârșit jucăm cu Ravenna FC Hakpi și echipa lui se numește Bus. Mai leu. Hai, schimbă și tu echipamentul, prietene, bravo. Așa. Bun. El joacă în echipamentul lui Chelsea și eu în echipamentul arabilor ăstora. Cred că o să-mi iau alt echipament, că nu-mi place ăsta. Și ai de viață. Aoleu, ce echipă ăsta. Marțial, care e vreo 30.000, cred. Musa în atac cu Shaqiri, Eriksen, Ander Herrera, Kanté, care e și el vreo 25.000. Eric Bailly în apărare cu Williams la centru acolo. Nu prea mai am baterie la controller, ceea ce ar fi o mare problemă. A, nu se poate. Până pun eu baterie, îmi dă asta gol. Cablu, adică. Nu bateria, că nu schimb bateria. Acum că nu suntem... Așa era la controlerea de Xbox, nu știu dacă mai e. Erau controlere wireless și trebuie să le schimb bateriile când se terminau. Cred că ne așteaptă cel mai greu meci din drumul spre divizia 1. Minge la Gomez, hai Gomez, Messi. Auleu, păi de ce joc atât de slab? A, nu se poate. Nu, no, este Ander Herrera acolo, este 1-0 pentru el și pune pauză. De ce? De ce pui pauză? Cuadrado, bine. La Hernanes, Hernanes, bară! Offside, nu! Hernanes dă bară, bă, nu pot să cred. Oare va exista un meci în care nu voi lovi bara? A, de ce? De ce? Era 1-1. Este meci foarte greu. De ce îmi ratează Hernanes acum? Opa, Niang. Vedem pe Gomez. Gomez este... Bine, Koulibaly. Bravo, tată. Bă, ăsta stă la offside. Nu știu ce e în capul lui. Nu mai joacă nimic. Noroc cu momentumul de la început și cu momentumul de acum, că dau eu bară și mi-l ratează jucătorii. Musa. Un dribbling foarte bun. Sania, în centru la Herrera, din nou Sania, nu știu ce caută acolo. Herrera pasă bună la Shaqiri, bine Carnezis, bravo, bă. Cuadrado. Bun. Niang. El are pe Cuadrado, e vitezoman. Cuadrado, perfect. În centru la Castro. Castro, plasa laterală, de ce? Oh, trei ocazii deja și... N-am marcat încă. Hernanes. Bun. Cuadrado, perfect. Hai Gomez, hai Gomez. Gomez, oprea bine. Gomez, bravo! Gomez. Îl are în centru pe Niang, dar ce bine au stat fundașii lui, incredibil. N-am avut niciun culoar de pasă. Abate, care s-a dus pe partea stângă. Dintr-un anumit motiv. Niang. Foarte bine, Niang, este 1-1, da, bă, doamne, 1-1, bă, Boru egalează, tată, și... Oh, doamne. De
Ce Niang? Bă, ăsta e troll. Deci mă înjur. E troll acest Niang. Dar nu-i bai. Să marcheze și îl suportăm. Dă-l încolo. Că e cu Satan, că e posedat, nu contează. Goluri să dea. Trebuia să avem și o oaie neagră în Oastea Creștină, dacă știți cum zic. Încercăm să punem balonul jos, dar nu putem. A, în sfârșit, Castro. Superb, Niang. La Cuadrado, Gomez, dacă te duce ce bine ar fi. Se demarcă Gomez. Gomez este în careu. Gomez. Gomez. Încercăm să găsim un spațiu. Nu putem ține mingea în teren. Doi oameni au fost pe... A, uite, au avut un șut. Un șut. Păi da, cum? Păi da, normal. Dar se putea. A venit, a dat și el un șut, pac, un gol și după aia autobază. Abate, bravo. Bun, abate, Castro. Hernanes. Mă dezamăgești, bă, băiatule, cred că o să îl cumpăr pe Sami Khedira. Din meciul viitor vine, vine Khedira la echipă, că nu se poate așa. Gomez îl are în centru pe Niang. E acolo și Castro, bine. Vine Asamoa. Asamoa blocat. Gomez apără Butland și pune pauză, că de ce n-ai pune pauză în momente din astea? Că pentru ce să jucăm în continuare? Să avem și noi un flow. Hernanes. Castro. Același Castro. Îl vede bine pe Gomez. În centru avem mulți jucători. Minge Angela Castro. Castro apără Butland. Nu se poate. Vreau pe Parolo. Unde-i Parolo, băi? Revino-ți, băi, băiatule din accidentare. Of, 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 vai, vai, vai. Hernanes. Trage bine de la distanță Hernanes. Apără Butland. Că, pentru ce, de ce? Apără Butland. Oh, Gomez are spațiu. Gomez apără Butland. Că e cancerul suprem Butland. Ah, de ce? O minutul 90, ultima șansă. Hai, hai Cuadrado. Cuadrado în centru. Bine. La Castro. Hernanes. Hai. Pă. Nu se poate așa ceva. Radu, nu ia fața lui Musa. Nu, e gata, e 1-1. Băi, dar voi fi ar ia să fie de treabă. Butland ăsta a scos tot. N-am văzut așa ceva. Deci cum e jocul ăsta? Am avut un milion de șuturi. Niang 9.3. Facem primul egal din această serie. Pentru că, da. Uite, dar uitați-vă și voi la statistici și comparați echipele. E vremea să vină Sami Khedira, asta spun, și ne trebuie 6 victorii. Bine, ne trebuie oricum un egal, așa că nu e bai, doar dacă nu mai facem încă unul. Și am uitat să-mi dau boost-ul de coins, că de ce? Păi, dar cum? Normal. Să știți că m-a întrebat cineva cum fac atâția coins la meciuri. Bine, am boost-uri de la catalog de coins și le activez. Ăsta e 15 meciuri. Bun, îl luăm pe ăsta cu 4900 cu catalist. Aveam nevoie de un Sami Khedira solid în la mijlocul terenului. Și va reveni și Parolo în sfârșit. Și e vremea să aducem pe Bănel Nicoliță la echipă în sfârșit. Fundașul stânga cel mai tare din lume. Bănel vine la echipă în drumul spre Divizia 1. Mare transfer, mare, îi dăm și numărul 16 imediat. Și avem doi jucători noi la echipă, Khedira și Bănel. E vremea să debuteze și să ne arate ce pot băieții ăștia. Acum mi-am dat seama că în primul meci din episodul 11 am făcut primul 1-1. Deci e ceva Illuminati la mijloc. Voi ce credeți? Că în meciul, în episodul trecut, în episodul 10, am dat 10 goluri. Deci e ceva în neregulă, nu știu ce se întâmplă. E ortodoxia la mijloc, oare? Și am găsit adversar. Ole, olem, ole, olem. Ole, ole, ala, 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 foc iace. Și că închid României, că în ăsta jucă mai bine, parcă. Și el are echipa următoare. Nu se ridică la nivelul echipei anterioare, adversarul meu precedent, însă îl are pe Bolasie, îl are pe Mane, jucători buni, Butland în poartă, coșmarul, coșmarul Butland. Și un mijloc decent. El are pe Bailly foarte rapid. E vremea să vedem ce se mai întâmplă. Ce se mai poate întâmpla cu ole ole? Ole ole. L-am găsit cum ne cum pe Khedira. Bun călcâi ăsta. Parolo șutează bine de la distanță. Parolo, momentul puțin pe lângă. În sfârșit a revenit băiatul ăsta. E un șutor
fantastic. Am luat, i-am luat informul pe contul principal și are niște șuturi, a dat 3 goluri în 2 meciuri. E superb. Totuși n-avem spații. Îl găsim pe Gomez. Asamoah, înapoi la Parolo. Trebuia să șutez cu Asamoah, nu m-am gândit. Khedira. Asamoah, Butland! Butland, da, normal. Ah, Butland ăsta mă disperă. E vremea ca Bănel să urce și el puțin, să ajute atacul, ia Bănel. Bănelinho. În luptă cu Mane. Bănel a urcat bine aici. Pasă senzațională, da, doamne, doamne! Bănel joacă în poziția care l-a consacrat în aceste momente. De aici, din partea asta de remul și-a dat autogolul de pe Bernabeu. A înscris el pe Bernabeu, a înscris, este 0 șută. Păi da cum? Cornere 0, offside-uri 0, nici n-a contat în atac. Am făcut 4 tackle-uri și astea au fost prea la mijlocul terenului. Bănel, hai Bănelinho, tu faci diferența. Fugi, fugi ca în 2008 la Euro. Aubameyang. Cuadrado. Foarte bine, Parolo. De. Gol, e gol, e gol. Gol. Cuadrado. Cuadrado, mă. Bă, da, bă, bă. Am reușit. Cum am ratat-o pe aia cu Parolo? De ce călcâi? Ah, nu contează. Este 1-0 într-un final. Și Bănel e vremea să-și arate experiența. Uite, vedeți? Aici. Aici se vede valoarea lui. Incomensurabilă. O dăm față la Firmino. Centrare. Premier League, vă băieți. Și se termină 1-0. Câștigăm meciul 2 din episod. Cu greu, dar Butland a fost învins de oastea creștină în cele din urmă. Și primim 1500. Bun. Și aici se va încheia episodul 11. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să lași un like, pentru că ajută seria, nu știu, cred, așa am înțeles, abar n-am, acum nu știu, dacă vrei, lasă, dacă nu e bine, oricum, mulțumesc că v-ați uitat, asta a fost și pentru azi, eu am fost Teo,